Parcă ar părea destul de simplu și tot auzim, e, mare treabă să faci o procură și să încredințezi nu știu ce, nu știu cui. Să știți că, de fapt, e o treabă serioasă și, mai ales în contextul pandemic, e necesar să cunoaștem și anumite subtilități pe care ni le va oferi cu maximă sinceritate și, mai ales, cunoștință în cauză, notarul Viorica Nagacevski, care este alături de noi. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Termenul ăsta de procură e cumva des întâlnit. Îl utilizăm adesea incorrect. Până la urmă, noi știm că e o foaie prin care încredințăm cuiva, fie o persoană, un copil minor, fie oferim anumite drepturi unei alte persoane. Ce este de fapt o procură? Ca să facem un fel de incursiune. Da, deci să știi că ceea ce ai spus, că oferim un copil minor prin procură, nici într-un caz nu se oferă. E un acord de a părăsi țara. Procura este un act juridic unilateral prin care o persoană împuternicește o altă persoană să facă din numele său anumite acțiuni juridice sau să încheie anumite acte juridice. Așa. Deci să știi că ce face, se întâmplă un raport juridic prin care tot ceea ce face împuternicitul este în numele celui care a emis această procură. Și cel mai interesant este că este un act de voință. Până la urmă este voința celuia care a emis această procură, pentru că noi acolo urmărim anume care a fost scopul celuia care a eliberat această procură. Și cel mai important încă este care sunt formulele invocate în această procură, pentru că de ele depinde dacă cel care este împuternicit ar putea să aducă până la bun sfârșit sarcina care i-a fost dată prin această procură. Și oricum în procură trebuie să existe bine specificate limitele pe care poate să și le asume persoana împuternicită. În context pandemic, foarte multă lume este plecată peste hotare și din anumite motive, elementar restricțiile de călătorie, nu le permit să facă anumite acțiuni aici în Republica Moldova. Ce se întâmplă în cazul acestor cetățeni? Pot ei să facă procure în alte state pe care ulterior să le apostileze aici, de exemplu, să le recunoască? Ce se întâmplă în acest context? Deci să știi că oricine care se află peste hotarele Republicii Moldova ar putea să facă anume aceste procuri, aceste împuterniciri, doar că existau până la momentul pandemic două posibilități. Sau cetățeanul nostru mergea la ambasadă sau la consulat prin care solicita această procură, dar faptul este că în acele state au fost impuse anumite restricții și mai ales lockdown-urile care a interzis absolut orice acțiune sau orice deplasare fără motiv în anumite de deplasări, de exemplu, care nu au justificare. Așa. Deci ambasadele sau consulate și-au sistat activitatea. Și uite că cetățenii noștri au rămas cu aceste lucruri cumva neînțelese, doar că și aici exista și mai există și vor exista întotdeauna ieșiri din situații de a merge la un notar în statul în care ei se află. Doar că există un lucru în plus pentru acest fel de îndeplinire a unei procuri la un notar local, că cu această procură trebuie să meargă acolo unde există apostila, pentru a fi apostilate, deoarece apostila este acea ștampilă care dă putere juridică actului în statul de origine. Exact. Și uite-te că acest lucru nu stopează cu niciun drept pe nimeni să facă, doar că e o bătaie în plus. Dar și aici vă zic că nu ne oprim la acest lucru, noi încurajăm cetățenii noștri într-adevăr să meargă, dar să aibă anumită grijă, anume de ce scriu în aceste procuri, pentru că legislațiile sunt diferite de la stat la stat. Nu fiecare stat are anume acelea formule pe care noi le folosim în lucrul nostru. Suntem elementar în sistem de drept diferit. Da, în sistemul nostru și mai ales dacă suntem în faza când un an în urmă sau un an și ceva în urmă a fost schimbat codul civil, vă dați seama că mai ales capitolul moștenirii s-a schimbat radical și atunci o procură succesorală neapărat vom avea necesitatea de a găsi în ea formula dacă acceptă persoana
moștenirea sau dacă refuză de la ea, în ce termeni o acceptă obligații și drepturi pentru a face tranzacții cu succesorii sau a face partajul averii succesoriale. Aceste lucruri trebuie să fie scrise neapărat în procură. Ori chiar și la un bun imobil, dacă cineva nu poate să vină în Republica Moldova pentru a-și vinde bunul. Sigur că noi acceptăm procura, dar iarăși sub care condiții, pentru că dacă știți că din 2018 noi suntem deja conectați la o altă lege pe care o respectăm și o implementăm în lucrul nostru, este legea cu privire la spălarea banilor și neapărat trebuie să identificăm care este beneficiarul efectiv, ori cumpărătorul trebuie să fie identificat de unde are sursa de să bani. Să justifice bani. Sigur că. Și atunci cel care este împuternicit ar putea și să nu cunoască dacă cel care este proprietar este și beneficiar efectiv. Și lucrul acesta noi îl solicităm să fie și în procură, că cel care a emis procura, pe lângă faptul că el delegează anumite drepturi și obligații, să mai declare că este beneficiar efectiv, că este în deplinătatea conștiinței sale pentru a delega aceste lucruri și faptul este că nu este la evidențe în vreun spital de psihiatrie sau are cel puțin certitudinea pentru ceea ce face. Doamna Lecacevski, aș vrea să vă întreb dacă notarul are și responsabilitatea de a verifica persoana care ulterior va fi împuternicită sau oricine delegează pe oricine. Deci vreau să știu dacă acest proces este verificat, dacă dumneavoastră aveți acces la anumite registre naționale sau pentru că trebuie să existe și siguranța pentru persoana care oferă procura respectivă, da, că nu o dă nu știu cui. Din păcate, este prevăzut în legislația noastră registrul procurilor, dar încă nu e funcțional pentru că este destul de multe informații și nu s-au găsit încă mecanisme pentru a implementa acest lucru, doar că astăzi noi avem foarte multe mecanisme de sine stătător notarul să verifice. Spre exemplu, noi avem acces la registrul procurilor din Federația Rusă. Dacă vin procuri de peste hotare, de la ambasadele noastre, noi putem să verificăm. Dacă vin de la notar de peste hotare, este mai dificil. Nu toți își lasă numere de telefon, deci pentru ca să putem verifica. Și iarăși există un risc, ca întotdeauna. Deci noi de ce solicităm ca procura să fie cu cât mai multă explicitate în textul ei, pentru ca să nu lăsăm loc de interpretări greșite și să ne trezim într-o bună zi cu un dosar în judecată. Noi, apropo, adesea în societatea ascultăm și auzim termenul de procură generală. Ce este acea procură generală? Este un termen practic inexistent. Inexistent. Da, doar că adesea persoana care urmează să delege pe cineva să îi reprezinte interesele, din lipsă de cunoștințe, poate să ofere un spectru mult prea larg de drepturi persoanei mandatate. Aici vreau să ne spuneți dumneavoastră cum am putea noi să ne asigurăm. Cum studiem noi sau aici vine în ajutor notarul? Deci uitați-vă că atunci când clientul vine în fața notarului și spune vreau o procură generală, cu siguranță că notarul oprește din start. Așa, pentru că asta este materia noastră și noi începem deja să-l instrumentăm. Anume, ce a avut dânsul de înțeles sau ce a avut de gând să înfăptuiască ca noi să știm ce fel de generalitate are omul ăsta pentru procura pe care o dorește. Și nu, deci o procură care are mai multe împuterniciri, dar ea este o procură mai complexă și nici de cum nu este generală. Deci nu poți să faci chiar totul. Sigur că nu, da. Deci și în procură noi solicităm în ultima perioadă să fie expres indicate absolut toate acțiunile care se delegează. Nu există, pentru că lipsa unei acțiuni duce la neîndeplinirea acestui mandat. Și când vorbim despre valabilitatea procurei? Sigur că, deci termenul maxim este 3 ani de zile. Așa. Dar oamenii își pot micșora acest termen, pentru că este la latitudinea lor. Dacă este vorba să ridici un act de undeva, este destul și o lună de zile. Deci termenii, mai ales atunci când facem procuri la înstrăinarea unui autoturism, cu siguranță că persoanele nu o să mai solicite pe 3 ani de zile, deoarece ar veni amenzi pe fostul proprietar. Exact. Și acest lucru iarăși ar duce în eroare. Deci cineva care din neputință de a face un contract de vânzare, cumpărare autoturismului a găsit de cuvință să facă o procură pentru că a avut o necesitate strigentă de a pleca. Așa. Și uite că aici, da, termenele sunt cu mult mai scurte și oamenii deja în ultima perioadă nu mai operează pe termen lung.
Nu mai operează. Nu mai operează. Dar dacă e să abordăm un alt fel de speță, bună oară, o persoană care este peste hotare a făcut o procură pe numele cuiva pe anumite responsabilități sau drepturi. În perioada pandemică s-a iscat un alt motiv pentru care ar fi nevoie de acea procură. Ce se întâmplă? Se emite o altă factură, o altă procură, nu se poate adăuga, nu se face o anexă, deci deci procura este voința persoanei pentru care a fost eliberate. Nu se pot face adăugiri fără acordul celui care a eliberat această procură sau a semnat această procură, pentru că asta este o incursiune în injustiție până la urmă. Care sunt actele pe care trebuie să le dețină cetățeanul când vine la notar pentru a întocmi procura? Deci, de fapt, este doar buletinul acte de identitate care și îl putem identifica ca capacitate de a putea încheia acte juridice, pentru că o procură nu este un act de translator de drept. Este doar o voință pe numele cuiva, zic, să transmită drepturi, să-și delegheze drepturile și obligațiile de a îndeplini ceva. Stringența cea mai mare pentru aceste lucruri este că omul nu poate fi pe perioada aceea în anumite instanțe, spre exemplu, sau în anumite locuri de a face sau de a produce anumite acțiuni juridice, și aceasta este și funcția procurii. În cazul în care persoana împuternicită peste o perioadă nu mai vrea să fie împuternicită, poate merge la notar pentru a refuza? Nu, deci cel care a emis sau a semnat procura ar putea să vină și să o anuleze. Așa. Da, sigur că. Am înțeles. Niște chestii pe care poate lumea le cunoaște, poate nu le știe până la urmă, dar trebuie să se informeze, pentru că sunt detalii foarte micuțe și, din păcate, există multe victime ale escrocheriilor exact din lipsă de informații sau cunoștințe de cauză. Noi vă mulțumim tare mult pentru aceste secrete pe care le-ați împărtășit, care, de fapt, sunt informații publice la care noi, din păcate, nu că nu avem acces, nu avem interesul să cunoaștem, așa că noi vă îndemnăm, înainte de a merge să semnați un contract, să cereți un exemplar, să studiați, să vă consultați cu un jurist, ulterior să aplicați semnătura și nu peste un an, doi, să ziceți că mamă, dar eu n-am văzut punctul respectiv. Fiți atenți atunci când semnați un act și nu vă fie jenă să întrebați.